O nouă scenă de groază în capitala afgană. Trei bărbați înarmați au pătruns în complexul Universității Kabul și au tras cu focuri la întâmplare. Potrivit Ministerului de Interne, cel puțin 25 de persoane au fost ucise sau rănite, fără a da mai multe detalii pentru în acest moment. Zeci de studenți și profesori au reușit să se refugieze în timpul în care s-au tras primele focuri de armă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Interne, cei trei atacători ar fi murit, unul detonând bomba pe care o purta asupra sa, ceilalți doi fiind împușcați de poliție. Talibanii au spus că nu sunt implicați. În ultimii ani, mai multe centre de învățământ au fost atacate de grupuri precum Organizația Statului Islamic.